Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Fostul șef de secție de la Banca Socială, Serghei Sagaidac, care a condus secția Prevenirea Spălării Banilor și Monitorizarea Tranzacțiilor, susține că a fost intimidat, urmărit și presat atunci când a început să adreseze mai multe întrebări vis-a-vis de schemele care au condus la jaful secolului din sistemul bancar. Acesta a postat un mesaj pe o rețea de socializare la o zi după ce fostul șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor de la CNA, Mihail Goffman, a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre furtul de miliarde de la BM, Banca Socială și Unibank. Goffman spune că principalul coordonator al jafului din sistemul bancar este o persoană din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, iar oligarhul a obținut cele mai mari beneficii de pe urma fraudei. Discutăm despre acest subiect cu invitații mei de astăzi, doamna Ana Ursache, avocat și editorialistul Victor Ciobanu. Bună seara și bună seara. Bine v-am găsit! Bună seara! În primul rând aș vrea să ne readucem aminte și să dăm telespectatorilor din nou posibilitatea să vedem care sunt declarațiile făcute de Mihail Goffman aseară, după care comentăm și despicăm firul în patru, așa cum ne-am obișnuit, să vedem reportajul. De ce a fost secret? Fostul angajat al Centrului Național Anticorupție susține că lupta pentru preluarea controlului băncii de economie a început încă în primăvara anului 2012. S-a început lupta cine spărea controlul asupra băncii respective. Cine lupta? Diferite grupuri financiare. Grupuri financiare care în final a câștigat grupul Felatșor, motivând că dacă nu-mi cedați banca respectivă, voi ieși din Alianța pentru Integrare Europeană. Dar cine mai lupta pentru bancă? Grupul financiar Platon, grupul financiar Plahotniuc. Dar cum de a câștigat Filat această luptă? A fost condiționat. A dorit banca respectivă. Reiese că Filat este responsabil pentru furtul miliardului? Nu chiar așa. Până la urmă, el a rămas prostan acusatului. Deci, printre beneficiarii acestei scheme, se numără. L-ați filat, se numără? A fost. Acum e... Ilan Șor. Bineînțeles, era executorul nemijlocit. Vlad Plahotniuc. Din spate. El a scos la maxim foloase din toate chestiunea dată. Vicislav Platon. La sigur. Mihail Goffman afirmă că persoanele care au pus la cale schema de jaf intenționau de la bun început să intre în posesia rezervelor valutare ale băncii naționale. Inițial nu a fost scopul să se fure miliardul. Când vorbim de furtul miliardului, noi vorbim de furtul miliardului din rezervele naționale, rezervele valutare a băncii naționale. O persoană coordona, restul executa, fiecare avea misiunea lui. Aici e vorba de și grupul Șor Filat și grupul Platon Plahotniuc. Da, ei au dorit să găsească o formulă cum să gestioneze rezerva valutare a băncii naționale. Nu poate o bancă autohtonă să gestioneze rezerva valutare a băncii naționale. Dar se pare că li s-a reușit, oricum, prin altă cale. Pe ușa din spate. Fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul CNA a făcut și dezvăluiri cu referire la emisia suplimentară de acțiuni din anul 2013, prin care statul a pierdut pachetul majoritar de acțiuni la Banca de Economii. Mihail Goffman spune că în acest caz ar fi vorba despre un spectacol bine regizat. Noi am demonstrat că emisia suplimentară de 16 milioane de acțiuni, care echivalau la 80 milioane de lei, practic ea este fictivă. Asta în principiu a fost un împrumut acordat companiei Sisteme Informaționale Integrate de 50 milioane de dolari pe care de către BM. BM a acordat companiei respective care ultima urmea să procure accesorii legate de tehnică de calcul și urmea să fie importată în Republica Moldova. Tehnica de calcul până la urmă nu a apărut în Republica Moldova, însă suma aceasta a circulat în câteva 5-6 zile prin diferite companii offshore, țările Baltice, Rusia, Noua Zeelandă, ca până la urmă să fie plasate ca depozit înapoi la Banca de Economii și ulterior utilizate prin procurarea acestor 16 milioane de acțiuni. Iar primele persoane în stat ar fi închis ochii la aceste nereguli. Informația a fost furnizată atât procuratorii cât și primilor persoane din stat. Președintele Parlamentului, din acea perioadă Igor Corman, prim-ministru Iuri Ileanc, Consiliul Suprem de Securitate Alexei Barbăneagră, secretarul Comisiei pentru Securitate Națională a Parlamentului Ion Butmălai, Procuratura Generală și alte ministerii care
erau obligați să cunoască informația. Mai mult, Mihail Goffman susține că ar fi fost amenințat. Nimeni nu s-a așteptat că noi, în așa termen foarte rapid, vom demonstra că emisia respectivă este fictivă. Că după aceea, imediat în fața Universității de Stat, am fost oprit de unele persoane și mi s-a explicat unele reguli de joc. Și eu le-am răspuns că asta este meseria mea. Ce vi s-a spus? Sunt cuvinte rusești. Pastarojnii atobudet bobo. Totodată, Mihail Goffman spune că în august 2013, prin dispoziția premierului atunci Iuri Eleancă, a fost creat un grup secret privind elucidarea situației din sistemul bancar. Din comisie făcea parte și șeful Direcției Supraveghere în Tehnologii Informaționale din cadrul Băncii Naționale, care a fost găsit mort în urma unei intoxicații cu gaze la câteva luni de la instituirea acestui grup special. Persoana în cauză imediat identifica, spunem așa, tranzacții suspecte sau legături referitor la unor afaceri foarte dubioase. E o situație foarte stranie, în orice caz. Și nu numai la dânsul mă refer. Mai sunt și alte persoane care au fost intimidate. Puteți da exemplu? Sunt doamne. Nu vreau să abordez. Cum au fost intimidate? Au plecat din sistemul Băncii Naționale. Două persoane. Fostul angajat al CNA a refuzat să dezvăluie numele celor care l-ar fi intimidat. În același timp, Mihail Goffman a pus la îndoială faptul că Ion Butmalai s-a sinucis. Asta în condițiile în care fostul deputat ar fi primit informații din prima sursă în calitatea sa de șef al Comisiei Parlamentare pentru Securitate. Dacă dumneavoastră considerați că eu trebuia să ies atunci, în 2014, cu supărările mele că m-au concediat ăștia sau cu tare și să vorbesc despre felat sau ușor sau cutare, credeți-mă pe mine că ajungeam și eu fix așa cum am ajuns și Dumnezeu să-l ierte, Ion Butmalai sau Mihai Bolocan. Vreți să spuneți că Ion... Nu vreau să spun nimic. Nu credeți în faptul că acesta s-a sinucis? Eu nu cred în nimic. Dar credeți că moartea, decesul dumneavoastră sale a avut legătură cu ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar? Pot să spun doar una, că persoanele în cauză dețineau informații din prima sursă referitor la ceea ce se petrece în sistemul bancar. Și nu numai. Deci Ion Butmalai primea informațiile din cadrul acestui grup secret. Da, inclusiv. În calitate, credeți că există vreo legătură între aceste lucruri? Părerea mea că da. S-a întins o cursă. În opinia lui Mihail Goffman, primele persoane în stat nu ar fi gestionat corect criza din sistemul bancar. El crede că șirul de arestări în dosarul fraudei de la BEM va continua. Ăștia aleși în funcție de stat trebuiau să facă miseria și dacă nu puteau să facă față, trebuiau să plece. Dar nu să joace că nu cunosc, că nu știu, că nu mă pricep, că dacă i-am dat garanțiile, dar ce-au făcut și așa mai departe. Despre Iuri Eleancă vorbiți acum? Inclusiv de dumnealui. El e, apropo, următorul. Următorul după Șor? Da, dumneavoastră credeți că lista acolo este foarte mare. O să urmează funcționari publici, diferit rang, de la diferite ministeri, BNM, CNPF și multe, multe alte structuri. Că ceea ce e scris în raportul Kroll și ceea ce o să apară în raportul Kroll al doilea, la noi deja e, de multe este. Pur și simplu ei se flutură prin culoare cu ele că, și nu știu cine este mai tare. Fiindcă în Crolul 2 vor apăra așa familii, notorii, grele și mi-e interesant cum o să procedeze. Mihail Goffman a refuzat să dezvăluie însă numele celui care a coordonat jaful din sistemul bancar. De ce vă temeți să spuneți numele coordonatorului furtului miliardului? Fiindcă că nu a venit timpul. Dar înțeleg că asta nu este nici Filat, nici Ilan Șor. Nu, ăștia-s. Acesta este Vlad Plahotniuc? Nu. Cineva din anturajul lui? Da. Această persoană este cunoscută publicului larg? Nu. Dumnealui se simte liber, nu are probleme, nu are careva obligațiuni, este persoană nu funcționar public, nu din... este businessman. Apropiat unul dintre aceste persoane. Apropiat unul din cercurile acestor persoane. Vă temeți pentru securitatea personală și a familiei dumneavoastră? Da. În calitate de fost colaborator al CNA, ați luat vreodată mită? Cadouri.
Republica Moldova este un stat de drept? Sigur că nu. Republica Moldova este un stat mafiot? Sigur că da. Prin vicepreședintele PD, oligarhul Vladimir Plahotniuc nu a răspuns la telefon pentru a beneficia de dreptul la replică. Nu a fost găsit nici omul de afaceri Veceslav Platon, fostul președinte al Parlamentului Igor Corman și nici avocații lui Ilan Șor și ai lui Vladimir Filat. Reprezentanții Consiliului Suprem de Securitate au declarat că vor reveni cu o reacție mai târziu. Fostul premier Iurie Leancă a calificat dezvăluirile lui Mihail Goffman drept mincinoase. În același timp, Procuratura Anticorupție a emis un comunicat de presă în care susține că a luat act de declarațiile făcute de fostul angajat al CNA și că acesta va fi audiat pe 5 iulie în conformitate cu prevederile legale. Există mai multe întrebări la care încă nu cunoaștem răspunsuri, deși despre acest subiect am vorbit și răsvorbit. Apar noi detalii în acest misterios dosar care are foarte multe file și foarte multe capitole. Probabil și cărți ar trebui și vor fi posibil cândva în viitor scrise despre jaful secolului din sistemul bancar din Republica Moldova. Întrebarea, sau prima întrebare pe care o am legat de declarațiile făcute atât de Mihail Goffman cât și de domnul Sagaidac, țin în primul rând de ceea ce am auzit aseară despre dorința și aici e vorba și despre o persoană, numele căreia încă nu o cunoaștem, care își propunea ca o bancă din Republica Moldova să controleze rezervele naționale, rezervele valutare ale băncii naționale. Da. Între acest subiect și propriu-zis jaful de miliarde, care este legătura? Este o legătură directă, absolut directă. Cea evidentă pe care chiar am discutat-o, domnul Mișin, în repetate rânduri la dumneavoastră în studio. Deci în afacerea BEM-ului trebuie și, de fapt, Goffman a confirmat acest lucru. El a spus, a existat o etapă, generic vorbind, credite neperformante, care putem să o luăm din 2000, putem încă mai înainte să o luăm. Deci ca bancă de stat, toți s-au folosit ca de o vacă de mulți. Deci aia foloseau telefonul care erau la guvernare, fie atent, vine un băiat bun, are gaj, dă-i un credit cât mai frumușel, că el nu o să ți-l întoarcă. Să le luăm deci asta vacă de mulți pentru toți cei care au fost la guvernare. La guvernare. La ce foloseau acești bani? Pentru ce foloseau partidele de la guvernare? Banii de la Banca de Economii sau banii... Deci atunci când un lider politic trimite un băiat bun la banca de stat ca să ia un credit pe care nu-l va întoarce cu siguranță, asta înseamnă că acel băiat bun care ia acest credit, respectiv, finanțează acest partid. Punct. Și aici iarăși mă refer la acest interviu, că a fost și publicat în Newsmaker, deci pe aici vedem emisiunea, a fost spus foarte clar, s-au folosit toți, dar absolut toți, ceea ce spuneam și eu. Deci de ce nu există... De ce nu există... Și Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor da, și Partidul Liberal, ca să nu-l uit aici, pentru că Valex Schimb a fost finanțatorul și are circa 1 miliard de credite luate... Deci de la Banca de Economii și așa mai departe. Bani cu care se finanțează deci, Partidul Liberal. De la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. De aia există și a existat tot timpul un quasi-consens la nivel de Parlament. Ne amintim de toate comisia Reidman toate și toate celelalte. Ca să nu sape prea adânc și să nu meargă prea departe. Cu mici excepții, da, tragice, care am văzut și aici președintele Consiliului Securitate Ion Butmălai, care în circunstanțe misterioase, da, să zicem, un caz neilucidat, dar nu este unicul. Deci, persoana de la IT de la, IT de la Banca Națională, iarăși în condiții Bologan foarte misterioase dispar. Deci dispar deja martorii care ar putea cumva afecta cei ce ni se servește nou zilnic, de fapt, ce trebuie să constatăm prin acest interviu sau prin aceste două interviuri acordate deja de ieri până azi și inclusiv pe Banca Socială, persoana care a ieșit domnul cu declarații, Sagaidac. Da, domnul Sagaidac, că acest scenariu pus la cale de guvernare, care vrea să ne arate că toată această afacere deja este finalizată și avem un țapi spășitor care se numește Filat și gata, cu asta se încheie
toată lupta cu miliardul și corupția și așa mai departe, a ieșuat. Deci oamenii au început să vorbească și dacă au vorbit 1, 2, 3, eu vă asigur că vor vorbi în continuare mult mai mulți, pentru că o operațiune de asemenea anvergură, pentru asta a fost necesar de a antrena multe persoane. Și aici, primul lucru care trebuia să-l facă Gurin era să-l aresteze pe Drăguțanu. Deci Drăguțanu chiar știa tot. Gurin trebuia la rândul său arestat. Bine, iarăși, unul după altul. Deci dacă îi punem pe toți să vorbească, o să se întâmple exact ceea ce am spus într-un interviu săptămâna trecută, rămânem fără clasă politică, fără directori de instituții, fără. Și Goffman a spus că în Crol 2 se vor regăsi nume foarte grele, nume foarte interesante și înspre asta mergem. Dar încă o dată să punctez aceste etape. Deci etapa creditii neperformante a fost tot timpul. Atâta doar că s-a făcut această etapizare, din 12, 10 Goffman a fost preluată deja de Filat. Deci aici a continuat această practică de credite neperformante. Lui Filat, de fapt, și s-a imputat acest credit caravita și așa mai departe. Dar, atenție, aici a fost un lucru foarte important, poate nu a vrut chiar în detalii să vorbească Goffman. Până la urmă, Filat a insistat să-i se dea banca, i s-a dat banca. Dar, încă o dată, i s-a dat o bancă care s-a vehiculat tot timpul, care o gaură de 1.300.000.000, da? De pe timpul lui Găcicheviș, da. Ei, acum vedem că această gaură, de fapt, era de 6 miliarde. De ce înseamnă asta? Că lui Filat, de fapt, i s-a întins o cursă, i-a spus, vrei bancă, n-ați bancă. Poftim, fă toate operațiunile. După bancă, care, să ajungem la rezervele valutare. După care vin, iarăși citat aproximativ din Goffman, vin băieții șmecheri care zic, păi, când Filat cu Șorder deja au văzut că nu se mai descurcă cu această gaură în BEM și banca se duce de râpă, vin băieți care te ajută, zic. Aici venim noi cu toate schemele și ce fac? Este miliardul din Banca Națională de rezerve. Banca Națională creditează băncile astea falimentare. BEM este folosit ca platformă și aici e foarte interesant. Deci BEM-ul este deja chipurile în gestiunea lui Filat. Deci deja se știa că Filat va fi după aia, da. Toate celelalte trei bănci care aparțin celuilalt grup, deci Moldincom Bank, Agrobank, Victoria Bank, Platon Plahotniuc, vin și plasează depozite enorme de miliarde de lei într-o bancă deja falimentată. Doar toți știau că BEM-ul deja este pe butuci cu găuri de miliarde. Ei plasează. De ce plasează? Pentru că nu este o practică normală. Nici o bancă, nici într-o țară nu se duce în alta falimentară pentru că pierde bani. Ei deja știau că banii se vor întoarce. Cum s-au întors banii? Prin hotărâre de guvern din septembrie, secretă, prin asumare și așa mai departe. Și tot așa mai departe. Deci, cu toate actele, tot ce ține de legislație, pregătite înainte de 27 noiembrie. Da. Și asta iarăși tot timpul am spus, tranzacția nu a avut loc pe 26 noiembrie, așa cum se spunea, 28, în 2-3 zile este imposibil. Deci a fost o tranzacție foarte lungă și aici iarăși atenție, cine a controlat? Banca Națională, CNA-ul și acum controlează Procuratura Generală și așa mai departe. Deci este Plahotniuc. Goffman, de fapt, a confirmat că în spatele acestei operațiuni a stat un singur coordonator din anturajul lui Plahotniuc. Deci, coordonatorul lui, el coordonatorie care a dirijat toată această operațiune. Și toate băncile s-au implicat, și Banca Națională, și toți. Iată, așa, foarte scurt, care este concluzia din această declarație a lui Goffman, care mai face un pic de claritate. Deci, distingem, etapele sunt absolut separate. S-a furat tot timpul, ca și din orice întreprindere de stat, să o luăm astea. Dar, de la un moment, deja
A fost gândită și pusă în practică operația Miliardul, pentru că s-a avut în vedere din start. Banca Națională, vreau să vă amintesc, avea la un moment dat peste 3 miliarde de dolari. Ceea ce este, de fapt, după toate normele internaționale, o chestie în plus, da? Pentru că câteva luni de import, de fapt, trebuie să acopere. Noi tot timpul am avut două. Și atunci apar băieții șmecheri care zic... Și ce avem noi nevoie? Da, haideți, scoatem acest miliard. Iată și băncile sunt pregătite. Iată ce a avut în vedere Goffman când a spus să gestioneze rezervele valutare ale băncii naționale. De fapt, nu să le gestioneze, dar să le prin ușa din spate, cum a și recunoscut. Le-au scos printr-o operațiune de escrocherie. Punct. Noi am asistat în repetate rânduri ultimii ani la foarte multe atacuri Raider. Să înțelegem că aceste atacuri Raider și încercări de a bate cu cioconașul în sistemul bancar au fost, de fapt, etape pregătitoare pentru acest jaf al secolului. Sigur că da. Lovitura mare s-a dat atunci când s-a străbătut în sfârșit accesul către rezervele băncii naționale. Și inclusiv spălătoria de 20 de miliarde da, rusești. Da, da, exact. Etapele astea au dus la un singur scop, sigur că da, deși au avut o desfășurare diferită. Eu vă zic din practică, sunt avocat, lucrez în instanță. Pentru un credit de 4 sau 5 mii de lei nerambursat, oamenii merg în dosare penale. Pentru un credit de 30 de mii, care înseamnă astăzi 1000 și ceva de euro, oamenii pot face pușcărie. Da? Deci asta se numește dobândirea creditului prin înșelăciune, în condițiile în care un om a venit și se presupune n-a avut ceva în regulă la un certificat care dovedește salariul. Este deja susceptibil de a merge să facă pedeapsă cu executare. Aici avem sute de cazuri când creditele neperformante au fost luate din start știindu-se că ele nu se vor întoarce. Deci aici nu este doar dobândirea creditului prin înșelăciune. Este escrocherie, este delapidare, este jaf, este furt, sunt foarte multe componente. Bine, jaf, m-am referit acum mai puțin juridic, mai mult, hai să spunem, pe înțelesul oamenilor care nu vor să intre în subtilitățile dreptului penal. Totuși este o sumedenie de infracțiuni care s-au comis la rândul anilor din 2000, pe vremea comuniștilor, au profitat de a spart comuniștii. Probabil cel mai mult au luat ei pentru că erau scheme ușoare și accesibile. Ăștia care au venit după ei, învățați cu fără de legea. Deci ăsta este momentul principal. Deci v-am vorbit de infracțiuni. Ca să vă spun că doar oamenii simple sunt trimiși la executarea unei pedepse cu închisoare pentru 30.000 de lei și un certificat care aparent nu este în regulă sau așa îi pare procurorului. Cei care au luat credite pentru Partidul Comuniștilor, pentru alte partide aflate la guvernare sau în pretinsă opoziție din perioadele respective, nu sunt trași la răspundere penală și așa au învățat să nu răspundă pentru nimic. Ce a promis Vlad Filat, cel care astăzi este pretinde fi martirul neamului. Ce a promis? A zis că vine în 2009 și termină cu comuniștii pentru dosare pe Oleg Voronin erau nu așa. Dosare exact pe Fincom Bank. Tocmai dosare legate de credite neperformante. De mulgerea, utilizând expresia colegilor din platou. Răspuns întoarce roata atunci când funcționa, cum funcționa Alianța pentru Integrare Europeană, a condiționat rămânerea în această alianță cu Banca de Economii. Nu, nu sunt strict legate evenimentele politice și rămânerea în alianță de furturile care le fac niște pur și simplu niște escroci ordinari. Ei sunt îmbrăcați în sacouri de el coordonatore, de nu știu cum să mai numesc, e atât de vestiți. Sunt pur și simplu niște escroci ordinari. În cazul în care organele de banchetă, organele coercitive ar lucra în statul ăsta, lucrurile ar fi foarte simplu de depistat, ar fi foarte ușor prin colaborare internațională pe care o avem, pe care ne-o asigură statele membre, Interpolul, diferite comisii financiare. Ar fi foarte ușor. De ce trebuie să vină străinii să ne facă raportul cu Kroll? Noi doar cunoaștem foarte bine și există probe și dovezi despre cum s-a făcut totul. Eu vroiam să ajung la factorul ăsta, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai importanți factori. Ăsta psihologic. Deci în momentul în care au comis multe crime la rând, a venit o nouă guvernare, nu e pedepsit. S-a învățat și guvernarea nouă să facă la fel. De asemenea, a văzut că nu este pedepsit pentru o serie de infracțiuni pe care vi le-am enumerat.
Au zis că stai, domnule, dar cred că avem o cale de acces mai simplă. De ce să mai mergem noi prin credite, să punem pe persoana X sau băiețașul simpatic, cum spunea domn Victor mai devreme? Haideți să facem, nu știu, elaborăm o schemă prin care furăm din bancă tot, garantăm cu banii statului, statul prin semnătura unui simplu prim-ministru ne acoperă o sumă de 10 miliarde, de exemplu, iar noi după aia și facem. Primim 10 miliarde și le ducem în Lituania sau în offshore. Că Banca de Economie este o vacă de mulți și a fost pentru foarte multe partide, pentru toate care au fost la guvernare, cunoaștem. Eu vreau să vă spun acum o vacă de mulți. Vreau să vă întreb, care a fost miza? Nu-i vorba de credite neperformante. Miza a fost să ajungă la Rezerva Băncii Naționale. Au ajuns la Rezerva Băncii Naționale foarte simplu. Asta a fost operațiunea, de fapt. De un miliard. Da, dar întrebarea mea era alta. Vaca de mus putea da câte puțin, câte 2-3 litri sau da. Așa, da. Anual. Da. De la Banca Națională s-a scos okay. o cisternă, dar a murit vaca până la urmă. Nu, ca, ca să înțelegem. De ce s-a întâmplat între timp? Locuitorul din Grozești s-a săturat să mă stea la țară. A zis că omor vaca și mă mut la oraș. Deci cam asta s-a întâmplat, dacă vreți să vorbim în alegorii. A zis că o sacrifică. Așa cum este ea vaca de mus, rupe miliardul și se mută. Vreau să readuc aminte că ce aici spunea domnul Goffman, spunea că dacă ar fi venit ceilalți, ar fi păstrat banca, dar a fost folosit filat în alte scopuri. Cam așa. Bine, este până la urmă o interpretare. Pot fi și opinii subiective, deși eu nu, nu aș pune sub îndoială, îmi cer scuze, Victor, ce spune domnul Goffman, pentru că pare a fi un om coerent. Dincolo de toate suspiciunile care apar odată cu, nu știu, explozia asta de declarații hot, declarații fierbinți care a apărut astăzi cu domnul Sagaidac sau cu ieri cu domnul Goffman, și noi e normal să ne întrebăm, dar cum, de unde ați fost până acum, de ce ați tăcut? Bine, amenințați. Dacă ați fost amenințați, deci n-ați, nu știu, ați plecat, n-ați mers la ambasade, n-ați scris plângeri, n-ați făcut ceva. Ați apărut astăzi, de ce tocmai astăzi? La întrebarea aceasta cred că nu are nimeni răspuns. Dincolo de aceste suspiciuni... Dar e o întrebare la care vrem să cunoaștem. Sigur că da, o să încercăm, vă spus și dumneavoastră, să desfăcăm firul în patru, s-ar putea că până la finele emisiunii totuși ajungem la răspunsul și la întrebarea aceasta. Dar, repet, în afara tuturor suspiciunilor care ar putea apare, vă spun că informațiile comunicate de Mihai Goffman sunt informații relevante, sunt veridice. Mai mult decât atât, se confirmă prin raportul Kroll, într-o mare parte, iar printr-o mare parte se confirmă printr-o analiză pe care o face ușor oricine care a avut, nu știu, atenția și diligența să conspecteze, să facă o cronologie a evenimentelor care au fost, de exemplu, în anul 2014, în perioada puternic electorală, în perioada unei fraude masive electorale, când prin niciuna a venit Partidul Liberal, Partidul Democrat la guvernare și în preajma acestor alegeri a fost scos un partid mare din cursă, partidul lui Renato Usatăi, ca să se mențină doar cei care erau deja părtașii schemii la putere. Iată aici aș vrea să mă opresc, îmi cer scuze un pic mai mult, pentru că ați întrebat, dar de ce vaca se mulgea câte 3 litri pe zi și la un moment dat s-a hotărât să sacrificăm vaca. Vă amintiți care a fost scorul la alegerile din 2014? Și cam care erau așteptările celor de la guvernare? Deci să nu ia nici 2%. S-a mers la limită, de fapt, alegerile din 14. Ei au falsificat, au reușit să falsifice, pentru că dacă nu falsificau, ei nu treceau. Și de aia ce să facă dacă nu trec? Și acum ai luat, miliardul, l-ai pus în valiză, l-ai scos în offshore și ai luat avionul și în țările calde. Aia a fost, de fapt, toată operațiunea. Ei, cum s-a terminat totul bine și, generic vorbind, a rămas guvernarea pro-europeană. A rămas vaca întreagă. Au continuat. Vaca nu a rămas, vaca a murit. Oaia a rămas atunci, pentru că dacă avem un lup sătul, conform proverbului, avem și o oaie. Victimă colaterală, Banca de Economie și pe lângă ea Banca Socială și Unibank. Aia chiar nu mai contează acolo, că s-au folosit la carusel acolo mai mult și la scoaterea banilor. Deci... Dar până la urmă, după Vlad Filat, urmează și alții
Iar Crol 2, cum spunea... Gofman a spus foarte clar, da. Avem grupul Filat, grupul Șor, grupul Platon, grupul Hotniu, ca să fie clar. Deci, pentru prima dată, este o persoană din interiorul sistemului care s-a ocupat de caz, chiar în cadrul acelui grup secret, care a făcut aceste investigații, pentru că până acum se zicea, noi speculăm pe la... ecranele televizate, că noi zicem că iată este ce ne spune holdingul. Este Filat care a furat miliardul, ei vedem că până la urmă Filat este doar un mic episod din toată afacerea și încă mai avem foarte multe episoade în acest serial. Și ceea ce a confirmat Gofman a spus că beneficiarul din spate care și-a tras maximum de folosie a fost Plahotniu până la urmă. Este adevărat, este perfect adevărat, iar știu că multă lume am urmărit asta și rețele sociale, a rămas frustrată cu ideea că, uite, în ciuda, nu știu, unei convingeri pe care o au toți că el coordonator este anume Plahotniu, ar fi apărut în versiunea lui Mihai Gofman o persoană care stă în spatele, coordonează. Eu aș susține această ipoteză. Aș vrea să mă opresc, doamna Capul Psachie. Relelor oricum este Plahotniu. Vreau să mă opresc cu puțin... El s-a referit până la urmă nu la titlul lui el coordonator, dar a zis cine a coordonat operațiunea... Cine a avut creier să facă operațiunea? Că sper că nu crede. Eu mi-e că Plahotniu care minte să facă schemele astea. Chiar nu se ocupă Plahotniu de schemele de... Pentru că nu-i ajunge minte, nu? Că el s-ar ocupa. Bine. Dar există persoane în anturajul său despre care am vorbit cu diferite ocazii și pe diferite domenii de activitate care îl ajută... Ce dea bine cu ghilimele de rigoare care să facă... în aceste scheme. Da. Bine, eu vreau să revenim puțin la alegerile din 2014, la perioada de imediat dinaintea alegerilor din 2014 și să ne aducem aminte și de acele zile când la Palatul Republicii Vladimir Plahotniuc era însoțit de Iaralov. Am auzit acest nume și ieri în acest interviu și dacă e să le punem alături ce imagine obținem din aceste două puzzle-uri. Ce era atunci, înainte de alegerile parlamentare? Și poate ar fi bine, nu știu, acum dacă e să facem și o investigație pe imagine. Dar nu cred că trebuie să facem investigații. Eu am citit astăzi materialul scris pe Newsmaker. Acolo se scrie negru pe alb, gruparea Plahotniuc-Iaralov. Deci atunci care este enigma aici? Da, este om din anturajul lui, omul care se ocupă de business. Avem și imagini. Sunt imagini care au fost surprinse tocmai în perioada aia, perioada de dinaintea alegerilor parlamentare din 2014. Și astfel de imagini au fost destul de multe, observate de jurnaliști, de noi, de toată lumea. Și dacă observați, tot eșichierul politic moldovenesc, reprezentat de aceste persoane, se întâlnesc cu aceeași persoană, Vladimir Plahotniuc. Mă întreb acum, după declarațiile făcute ieri, astăzi, despre toți cei care au stat la Banca de Economii cu mâinile sau cu sacii, dacă nu cumva, tocmai în forul legislativ se discuta despre scheme, cum credeți? Chiar acolo se făceau toate tranzacțiile și toate se puneau la punct toate schemele carusel. Nu doar în forul legislativ, ci și la guvern. Eu nu m-aș mira... În două puterile statului, cu siguranță. Nu m-aș mira dacă aceleași discuții se purtau și în biserică. Deci, pentru că afacerile sunt mai importante decât orice. Pe la mijlocul anului 2014 se purtau la pentru acești oameni, da. Să este deja declarația mărturii ușor despre faptul că a existat o întâlnire cu privire la punerea la calea unor scheme de acest gen, discutată în secret de participanți, precum Plahotniuc, Șor, Filat, Leancă. Și rolul lui Leancă îl regăsim ulterior și foarte repede. Haideți să ne amintim de data de 7 noiembrie 2014. Deja eram practic în luna declarării legilor parlamentare, când prim-ministrul Leancă semnează acea decizie secretă, pretind secretă, mă rog, pentru a acorda 9,5 sau 0,6 miliarde de lei băncilor lui Șor. Cu alte cuvinte, BEM-ului, Unibancului și băncii sociale. Decizia
Guvernului din 7 noiembrie este urmată de o întâlnire a... De fapt, este precedată de o întâlnire a Consiliului Național pentru Securitate Financiară, unde se decide acest lucru. Deci Leancă, acum, dacă va avea curaj să spună că a făcut-o de capul, va trebui să spună cine a fost în ziua când a votat această comisie. Iuri Leancă a comentat deja astăzi despre marginea acestui subiect, despre declarațiile făcute de Hoffmann, cât și despre acest grup secret pe care nu îl recunoaște. Și aș vrea aici să înțelegem puțin. Păi dacă nu îl recunoaște, înseamnă că ce a semnat el de bunăvoie 9,5 miliarde de lei. Ca să-i dea băncilor ușor și tot să le retragă după aia. Pentru că dacă eu vă povestesc ce s-a întâmplat pe data de 26, pe 27 și pe 28 noiembrie. Și dacă punem cap-coadă, sunt niște evenimente, ce scuze, domnul Victor, niște evenimente care le putea observa, vă spun, orice om care poate face o analiză sau care are bare câteva posibilități de acces la documentele care se vehiculează inclusiv în străini. Să fim atenți la acea parte a declarației din interviul lui Hoffmann, când el zice lista este mare, dar lista este pe criterii politice. Deci evident, da? Filat, Șor, Leancă urmează, deci se merge întâi pe linia verde, exact, deci probabil primii care vor nimeri în această listă vor fi exact oponenții politici ai actualului regim de la guvernare, dar și acum dacă ziceți, normal că Leancă a fost vizat, i s-a spus clar că tu ești următorul și el vrea oarecum să se justifice, dar eu cred că nu trebuie să pierdem timpul, pentru că indiferent care motive ar invoca domnul Leancă, eu cred că este suficient de matur ca să spună că nu știu ce am semnat acolo, pentru că așa mi s-a lămurit, sau vineau alegeri, sau nu știu ce, sau se vor prăbuși băncile. Deci, dacă ești prim-ministru și nu înțelegi ce semnezi, îți depui mandatul și ai plecat. Și ai plecat. Asta e o plecare onorabilă. Deci nu semnezi. Deci e un țăran simplu când face o tranzacție cu o vânzare de un sărieș. Deci până la urmă tot ezită și zice, ia să iau eu un vecin cărturar, un profesor sau cineva, să-mi citească ce scrie în contract și dacă pot eu semna sau nu. Și atunci Leancă cum se justifică? Asta este lipsă de responsabilitate. S-au învățat să nu răspundă nimeni pentru crime. Deci semnalul ăsta îl primise guvernarea încă de la vremea comuniștilor, l-a întărit Filat prin a nu-și onora promisiunea făcută în anul 2009 tuturor care au crezut în această promisiune și s-a exemplificat în tot felul de personaje de genul Iurie Leancă, Dorin Drăguțanu, Viorel Chetraru, ăsta cum îi zice, Corneliu Gurin, chiar și până la urmă Nicolae Timofte, pentru că persoanele despre care vă problema acum, când se va ajunge pe cealaltă parte a baricadei, pe băieții casei, de fapt. Și aici cred că tot până la urmă vor fi sacrificați anumiți spioni, să fie conștienți de acest lucru și cred că aici unica ieșire din situație pentru ei, după ziua de ieri și ziua de astăzi deja, deci ei trebuie să înțeleagă foarte clar că este timpul să vorbească, să se asigure cu anumite garanții, dar să vorbească, pentru că pe urmă va fi prea târziu, deci ei au văzut deja ce s-a întâmplat cu Filat, ce s-a întâmplat cu Șor, exact așa se va întâmpla cu dânșii. Despre cine credeți că ar trebui acum să vorbească? Nu știu, Drăguțanu eventual. Nu, Drăguțanu deja calea înapoi nu mai are. Să trebuie judecat pentru că există niște fapte irreversibile care nu mai pot fi justificate. Ele există la fel în cazul lui Chetraru, care a știut cu lux de amănunte pentru că a primit informații cu privire la toate deciziile acestor comisii secrete financiare unde s-au votat sau cu ghilimele de rigoare s-au votat decizii pentru a fi scoși din resursele statului miliarde ca să fie acoperite niște bănci falimentare, de unde un interpus, precum era Șor, să le scoată, să le ducă în Lituania sau în United Kingdom la offshore. Perfect, valabil, ceea ce am spus pentru Leancă, este pentru toți funcționarii la care v-ați referit. La urma urmei. Da. Timofte a fost în egală măsură cu cei numiți, cu Drăguțanu, cu Chetraru, cu Gurin,
a fost notificat despre ceea ce se întâmplă și despre situația celor trei bănci, despre situația precară a BEM-ului și despre tentativa de a scoate acest miliard, Timofti cunoștea. Nu a știut să desprindă din acel raport un semnal alarmant? Vezi demisia, domnule, exact după exemplul despre domnul Leancă, care n-a știut ce a semnat. Nu putem să avem o țară în care președintele nu știe ce a citit. De la Serviciul Informației și Securitate, lucru despre care cunoaște. Eu aș adresa din nou întrebarea pe care și-a pus-o retoric doar domnul Ciobanu. Când o să ajungă rândul și la cealaltă tabără, să-i spunem pe nume, clanul sau clanul, gruparea Plahotniuc Iaralov. Și despre aceste Iaralov, despre care se vorbește mai mult sau mai puțin, se cunoaște că este un multimilionar aici în Republica Moldova. De fiecare dată la Palatul Republicii a fost văzut alături de Vladimir Plahotniuc și Constantin Botnari. El este coordonatorul în cum sau mai bine zis, ce credeți că a făcut? El a fost, de fapt, lectura dintre Plahotniuc și și cine? Și Drăguțanu, și Leancă, și el a fost omul care, asta care nu înseamnă, a coordonat... Asta nu înseamnă că a fost coordonatorul din punct de vedere a IQ-ului și a inteligenței. Deci, foarte probabil, aveți dreptate. A fost unul din trimiși și unul din solii lui Plahotniuc către executorii acestei scheme, pentru că schema era pusă la cale încă în anul 2013, în 2014 de la început așa a luat amploarea, s-a realizat cu succes pe la mijlocul anului 2014, atunci când a avut în loc întâlnirea aia secretă la hotelul Codru, despre care vă spuneam mai devreme și despre care spune Șor, de fapt, nu eu. Eu doar reiterez ceea ce a fost public din, sau mă rog, s-a făcut auzit din declarațiile lor. Și pe culminat cu decizia fabuloasă din 7 noiembrie, când Consiliul de Securitate a decis să aloce foarte mult bani. Vreau să știu exact și foarte simplu. Ce face? Eu vă zic despre... Atunci când vorbim despre o decizie sau de o asumare de guvern, de o decizie a Băncii Naționale de a acorda credite pentru salvgardarea băncii de economii, cu mult timp înainte ca să fie nevoie de un asemenea credit. Asta s-a întâmplat. Și s-a modificat legea, dacă vă amintiți, că garanțiile guvernului se acordă în cazul unor eventuale crize financiare, sistemice. Anticipând ce urma să se întâmple în noiembrie. Deci, revenind la Iaralov, mie mi se pare o persoană de legătură, o persoană de încredere a lui Plahotniuc, pentru că vine dintr-o zonă de unde vine, de fapt, și Plahotniuc. Eu mi-amintesc personal, amintirile mele despre Iaralov sunt că figura într-o calitate de presupusă sau pretinsă parte vătămată pe un dosar legat de cazinouri, de chestii, aparate de joc, deci ceva din tinerețea lui coordonatore, de acolo de unde, nu știu, există foarte multă obscuritate și foarte puțină decență, există mult hazard, nu e vorba de ceva politic sau serios. De ce întreb acest lucru? Iaralov, pe lângă faptul că este milionar și el e în Consiliul Național Politic al PD-ului, dar atunci când au avut loc consultările cu fracțiunile, era prezent. Și atunci mă întreb ce se discuta. Pentru că interesul lui Plahotniuc. Interesul lui Plahotniuc. El venea să discute interesul lui Plahotniuc în oricare eventuală împărțire a cașcavalului, ea fiind alianța în cazul dat. Că dacă era vorba de bancă, cașcavalul deja era la Plahotniuc. Când era vorba de alianță, de niște ipotetice, Ministerul Economiei este nostru, ministerul ăsta este al nostru. Ministerul Tehnologiei Informației este al nostru. Ăsta e al nostru. Cu ăsta vă facem vouă serviciile cu tare. Voi cu ăsta nu vă băgați peste noi, vama voastră ne lasă să trecem. Noi cu procuratorul noastră vă facem asta și asta și deja mai departe. Deci sunt chestii josnice, nedemne, putem să le dăm tot felul de catalogări și aprecieri. Într-o societate normală nu se întâmplă lucrurile astea. Deja nici măcar pe domeniul, pe zona postsovietică nu se mai întâmplă. Noi avem restanțe foarte mari la acest capitol.
Și încă mai discutăm în cadrul unei emisiuni despre împărțirea unor ministere, despre împărțirea unor subdiviziuni ale statului între fluxuri politice, ca despre un lucru normal. Ceea ce este un lucru anormal. Așa ceva nu poate să fie. Și trimisul lui Plahotniuc, în cazul dat Biaralov, cred că a fost unul din responsabilii, anume pe domeniul acesta financiar, pentru că cunoaștem, Plahotniuc a avut și alți trimiși în alte zone, ori oamenii care au fost să-l sperie pe Goffman pe acolo, pe afară, așa după cum a declarat domnul Mihai, sigur că n-au fost oamenii lui Arala. Pentru asta există altă subdiviziune. Și protestele din toți acești un an și jumătate au arătat ce subdiviziune face lucrul ăsta. Dacă e să vorbim bine, acum pentru toți telespectatorii, acum după declarațiile făcute și de domnul Sagaidac, acesta a postat, noi am încercat astăzi să luăm legătura telefonică cu dumnealui, dânsul nu se află în țară și deocamdată ne limităm la mesajele postate pe Facebook. A și făcut un apel către misiunile diplomatice de la Chișinău, către organizații internaționale și instituțiile europene, inclusiv Europol, către șeful delegației Uniunii Europene a Republica Moldova, Pierre Catapiola, pentru ca aceștia să țină cont și să facă uz de toate abilitățile lor diplomatice ca să cunoască exact și să vadă și să investigheze sau cel puțin să ia act de toate mărturiile și declarațiile pe care le-a făcut acesta și nu doar, cât și Mihail Goffman. Și eu sper că vor exista și alți, nu doar șefi de la toate serviciile de prevenire combatere corupției din cadrul băncilor, celor trei bănci, dar și alte persoane care cunosc, sunt martori, au fost martori, cunosc mai multe despre culisele jafului din sistemul bancar, să iasă la rampă. Câte sunt cele trei bănci falimentate și sunt celelalte trei bănci care au participat de fapt la acest la scoaterea, la scoaterea. Ele acum sunt sub supraveghere specială și ele sunt creditorii preferențiale ai Guvernului Republicii Moldova, care îi acordă într-o veselie credite pentru buget, da? La procente de 10,8 milioane pe zi. Acum 14 sau 15. Bine, acum, dar era 25,5 anual. Deci, da, asta iarăși, puse toate cap la cap, vedem cum iarăși, prin aceleași bănci, aceleași structuri care aparțin acelui grup Platon-Plahotniuc, de fapt se stoarce din bugetul țării orice. Nu, ei n-au să se oprească. Deci, eu iar vreau să mă întorc la 27, adică la perioada înainte de alegeri. Tot vorbeam despre zilele când Comisia Financiară a decis alocarea unor sume extraordinar de mari pentru așa zisa reanimare a băncilor. Când Leanca a făcut acea decizie criminală cu 9,5 miliarde. Era începutul lunii noiembrie, dar totul a avut deznodământul său în data de 27. Pe 27 noiembrie, cu 3 zile înainte de alegeri, și de fapt era penultima zi lucrătoare, da? 27, da. 28, 29, da. 30. Deci chiar ultima zi. 27 trebuia să fi fost vineri. Nu, joi. S-au întâmplat 4 evenimente consecutive. Aparent, ele nu au nicio legătură unul cu altul și când ne le amintim, înțelegem că așa coincidență nu există. Pe 27 noiembrie 2014, Drăguțan a semnat o dispoziție să dea bani cash din rezerva Băncii Naționale, 5,3 milioane de miliarde de la, pentru Banca de Economii, Banca Socială și Uniunea Bancă, adică Băncii din Ușor. În aceeași zi, fondurile sunt transferate în Lituania și în offshore-urile din Marea Britanie. În aceeași zi, deja vă pare coincidența a treilea eveniment, arde de tot, deci ia foc automobilul Classica Force, ca compania Classica aparține lui Ilan Șor, despre asta se cunoaște foarte bine, în care erau transportate documentele despre aceste tranzacții. Arhivele, li s-a mai zis. Ulterior,
aflăm despre faptul că șoferul care a condus mașina în care au ars aceste documente, a luat foc, a fost găsit sinucis, probabil la fel ca și Budmalai, în casa sa. Dar asta se întâmplă ulterior. În 27 s-au întâmplat 3 evenimente și 1-4, tot în acea zi. A avut loc o... Deci, Curtea Supremă de Justiție, se să se cunoaște mai puțin, Mihai Polilunci, s-a băgat într-un complet în care nu îi se cuvenea, deci a intervenit într-un dosar în care, conform repartizării aleatorii, nu avea ce face, substituind un membru al completului cu propria sa persoană, și s-a decis întoarcerea... Păi, ziua... statul a reintrat exact. În posesia... 27 noiembrie a fost ziua când s-a decis că Banca Națională reintră în... O tranzacție nefinalizată, apropo, da. Pentru că... Dar vi se pare aceste patru evenimente cumva într-o zi, cu trei zile înainte de alegeri? Banu. Se dau bani din partea lui Drăguțan în 3 bănci falimentate, șor să le ducă dincolo, arde arhiva, șoferul peste o vreme moare, tot în acea zi banca se reîntoarce, ca... Ce se întâmplă pe data de 28? Banca Națională stabilește controlul special, cum se numește? După ce banii au ieșit deja. Deja după ce banii au ieșit. Deci, câteva ore le-a trebuit ca astea 5,3 miliarde să plece din 3 bănci falimentate, să se ducă. Banii nu mai sunt. A doua zi, Banca Națională instituie administrare specială asupra băncilor ușor. Și parcă ar fi uitat cât de ușor și câtă nonșalanță i-a oferit o zi înainte acest credit. Deci o zi înainte era bun și ți-am dat 5,3 miliarde, a doua zi să instituim administrarea specială. Ca să salvăm cauza nobilă, adică deponenții și astea și băncile să nu cadă și nu știu ce și oamenii să nu sufere. Întrebarea Dar mea... de fapt toți erau complici și știau că banii sunt destinați pentru a-i scoate din Banca Națională pentru a fi scoși în țările calde. Deci toți au fost complici de la BNM și toți. Și mai toți, sunt și banii și care toți, și sunt toți pe listă. Prin credite neperformante care finanțează, de fapt, partidele. Exact. Și în alte cuvinte, asta ar însemna că, până la urmă, tot populația finanțează acele partide. Și culmea deci acestei escrocherii, deci după ce s-a produs, nu se falimentează pur și simplu băncile, dar prin acea garanție de stat, asta se trece în datorie internă și se pune pe umerii întregii populații și noi, pentru 25 de ani, inclusiv cu procente. Deci după ce ne-au furat o dată, ne fură a doua oară încă cu procente. Și aici vreau să le spun foarte clar telespectatorilor că unica ieșire din situație este schimbarea acestei guvernări, pentru că am discutat și cum Nigeria și-a întors acele miliarde. Deci după ce s-a schimbat guvernarea... O schimbă una cu cea care Nu cu cea care a mai fost, cu totul altă guvernare care începe să... Tot acest gem, pornind de la Crol 2, în care vor fi nume, și acest miliard și celelalte miliarde care au fost mai înainte, să fie întoarse de cei care le-au furat. Pentru că cu toată lista este cunoscută, da? și anulată această decizie criminală de a pune pe umerii populației întoarcerea banilor furați de niște escroci până la urmă. Și de complicilor care prin coparticipare au acoperit acest jaf. Viorel Chetraru, șeful CNA-ului, care gestionează la mod direct în calculator informația despre toate tranzacțiile mai mari de 500 de euro. Iată, și încă o emisiune și nu ne ajunge să vorbim despre acest subiect. Cu siguranță vom reveni. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora expertizei ne revedem și mâine la aceeași oră. Seară bună, să aveți!